Bine v-am regăsit la un nou videoclip și bine v-am regăsit la un nou haul și ei. Iată că ne-am întors la ei, pentru că dacă mă urmăriți de ceva timp, probabil ați văzut că am făcut și un haul Temu, dar după ce am făcut acel haul Temu, am aflat cum că acel site nu ar fi în regulă și că ar fura datele clienților sau ceva de genul. Mie nu mi s-a întâmplat, dar am vrut să fiu safe și am șters aplicația. Asta însemnând că pe viitor nu o să mai fac comenzi la Temu, așa că ne-am întors la Shein pentru că trebuie să recunoaștem că acolo găsim produse la prețuri foarte, foarte accesibile și aceste produse le mai găsim și pe site-urile din România. Mi-a spus la un moment dat cineva, când am mai susținut eu acest lucru, că de ce nu susțin companiile românești cumpărând produse de la ei? Pentru că sunt tot produsele din China. Și nu văd sensul să plătesc mai mult dacă pot găsi exact aceleași produse pe Shein. Acum, să vă zic un pic despre livrare. Să știți că de data asta m-au surprins. Eu am plasat comanda într-o vineri. Primul pachet, acesta mititel, cred că mi-a ajuns marți. Următorul mi-a ajuns la vreo câteva zile, cred că pe joi sau ceva de genul. Și cel mai mare a durat mai mult, a venit cam la o săptămână după ce am plasat comanda. Asta așa, sau o săptămână și un pic. Asta așa ca să știți, pentru că întotdeauna sunt întrebată în cât timp ajunge comanda. În principiu între 10 și 15 zile, dar de data asta se pare că lucrurile s-au mișcat mai rapid. Plata. Nu puteți plăti ramburs, trebuie să plătiți cu cardul. Indiferent că e vorba de Apple Pay, Google Pay, în fine, ideea e că trebuie să plătiți înainte de a primi comanda, în momentul plasării acesteia, ca să fiu mai exactă. Acum că v-am dat toate detaliile, o să am o mare, mare rugăminte la voi. Dacă vreți să mă susțineți, m-ar bucura nespus să apăsați și butonul de subscribe, să dați și like acestui videoclip și de ce nu să ne auzim și în comentarii. Pentru fiecare produs în parte o să vă las o poză undeva aici în dreapta ecranului, cum vă uitați voi la mine, ca să vă fie mai ușor să vedeți și denumirea produsului în cazul în care vă place, puteți căuta după denumire și vedeți și prețul cu ocazia asta. Bun, am terminat, hai să începem. O să încep cu primul pachet care a venit la mine și care de altfel este și cel mai mic. Aici, dacă mi-aduc eu corect aminte, ar trebui să am ceva produse pentru păr. Hai să vedem. Ceva cleștișori. Să știți că filmez aici, că uite, asta am uitat să vă spun. Am încercat să filmez jos. Măi, dar nu ne mai înțelegem cu lumina deloc. Deci cred că o să vedem multe, multe videoclipuri, cel puțin până la începutul vlogmasului, din acest loc, pentru că este singurul loc din casă în care am parte de multă lumină naturală. Așa că nu cred că o să mai reușim să filmăm de jos prea curând, decât dacă vom mai avea parte de soare. Astăzi, joi, când filmez eu, nu avem soare. Am luat niște... doar una? Știam că am luat mai multe. Am luat o husă din aceasta de telecomandă. Teoretic ea este universală. Acum nu pot să zic neapărat că este universală, pentru că am vrut să o pun pe o telecomandă. Mă rog, cine are Digi, existau la un moment dat, când am primit noi receiver-ul, l-am primit cu o telecomandă cam de dimensiunea aceasta. Și pentru telecomanda aia, husa asta era mare. Am pus la o telecomandă cam așa de mare, pentru că, na, aveți și telecomenzi în alea și să știți că a intrat, doar că s-a întins un pic. Dar nu contează, pentru că este telecomanda din foișor și am zis că o să-și facă bine treaba, chiar dacă va sta așa un pic mai întinsă. Să știți că în momentul în care o întindeți, se albește puțin, dar pe mine una nu mă deranjează și pentru cât a fost, ar trebui să fie în regulă. Și da, aici, doar că știam că am comandat mai multe, în fine... Aici avem produsele pentru păr, exact așa cum bănuiam. Da, nu mai știu exact cât trebuiau să fie, văd că sunt 4 și văd că de asemenea cutia a fost cumva desigilată, este și spartă, nu știu dacă observați. Dar pe noi ne interesează cleștișorii, cutia se va arunca, se va duce la reciclat de fapt. Uite că acum iese soarele, super. Cam așa arată cleștișorii. Sper să țină e asta, să încerc măcar să vă dau un feedback. Da, par să țină. Avem 2 în culoarea asta portocalie și 2 așa galben lămâie, aș zice eu. Bun, îl ținem aici? Hai să-l ținem aici la spate, că tot mai am firicele din acestea care preferă să zboare. Trecem acum la cel de-al doilea colet. Și trebuie să mă folosesc de cutter. Nu mai știu sincer cum sunt împărțite. Dar descoperim împreună. Deci îmi place enorm de mult să fac haul-uri Shein și să mă uit la haul-uri Shein. Ha, yay!
Avem rezerve. Dacă ați văzut haul-ul de la Temu, ați văzut că am primit acel, mă rog, suport care se folosește în vasul de toaletă, dar fără rezerve. Și să știți că n-a fost vina lor, pentru că mai multe mi-ați spus că pot să-i sun și să le zic că n-a fost în regulă totul cu acea comandă plasată, dar să știți că am verificat și într-adevăr, nu știu cum Dumnezeu, am selectat doar suportul fără rezerve. Ei bine, cam așa arată rezervele. O să desfac una să vă arăt. Și efectiv se atașează la acel suport pe care l-am de la Temu și care de altfel se găsește și pe Shein și cu ajutorul lui vom spăla vasul de toaletă. Ar fi trebuit să miroasă ocean, nu se întâmplă acest lucru, dar o să o testez, o să vedem și revin la voi cu un feedback, cel mai probabil într-un daily vlog. Bun, am rezolvat și cu asta, am luat aici 4 și cred că am mai multe. Da, uite, mai am și aici 4, deci cred că sunt 8. Ar trebui să fie suficiente. Bun, mai departe. Nu știu ce să zic despre asta, dar am zis să-mi încerc norocul. Este un dispozitiv care teoretic îți lucrează mușchii abdominali și îi întărește. Nu știu, am emoții pentru că mie chestiile astea în general cu impulsuri din astea electrice nu pot să zic că mă ajută neapărat, ci mă încântă, dar am zis să încerc. Hai să vedem cum arată. Ăsta este ambalajul. Acum rămâne și de văzut ce va face. Nu știu. A, uite, cred că avem și pentru abdomen, avem și pentru mușchii fesieri. Hai să vedem ce Dumnezeu se află înăuntru. Să știți că de acel pistol de masaj pe care l-am luat de la ei, suntem super încântați. Și Luca îl folosește intens și să știți că funcționează. Chiar se simte că se destinde cumva musculatura. Chiar am dat lovitura cu acel pistol. Aceasta cred că este partea pentru mușchii fesieri și cred că în aceste capse, dacă vedeți voi, sunt niște capse aici, cred că ar trebui să atașăm chestiile astea. Da, așa pare. Și am impresia că trebuie și baterii, stați să mă asigur. Da, trebuie baterii din acelea 3A. Sunt curioasă. Dacă voi ați comandat și ați încercat minunea asta, chiar vă rog să-mi spuneți impresia voastră și poate nu mă curente singură, zic. Și asta este pentru abdomen. Cam asta ar fi în principiu cu nebunia asta. Tare, sunt curioasă, abia aștept să încerc. La fel o să vă zic eu la un moment dat cum a fost. Apoi, am luat ceva foarte interesant, zic eu, pentru bucătărie. Am niște blaturi și sigur le-ați mai văzut, de fapt niște corpuri suspendate. Sigur le-ați mai văzut voi prin daily vlog atunci când mai filmez în bucătărie și mă gândeam ca de desubtul lor să pun aceste lumini inteligente. Vedeți că scrie aici Intelligent Light. Ia stați să văd. Cred că într-un daily va trebui să vă arăt cum funcționează toate chestiile astea, dar nu în daily vlogul următor, pentru că deja m-am apucat de filmat și este destul de mult material, așa că probabil peste 2 săptămâni. A, s-au aprins. Astea vin. A, cred că se încarcă și e bine că am prins exact sub corpul respectiv. Bine, sincer, mi-ar fi plăcut să fie pe baterie, că nu știu cât de bine aș putea să încarc și la celălalt corp, dar în fine, găsim noi, putem să schimbăm, dacă vedeți, de aici. Acum am lumină caldă, acum am lumină albastră sau albă, sunt trei variante. Super, mă bucur pentru că mie îmi place foarte mult lumina caldă, nu-mi place neapărat aceea albă, mi se pare rece și nu este pentru mine. Și astea cred că, da, se mișcă și efectiv le lipim cu acest scoci sau scoici. Vedem. Dar una peste alta să știți că nu sunt rele și s-ar putea să se potrivească așa cu bucătăria mea. A, uite, aveau și folie de protecție, ceea ce e bine, dar o să o las aici până când o să citesc și manualul. Sper că am ce citi și nu este doar în chineză. A, scuzați-mă, este un card de garanție. Nu e manual, dar poate avem și ceva instrucțiuni. Charging mode, așa, da, trebuie să mă interesez eu. Momentan vor sta exact așa. Am luat, câte am luat? Câte vin în pachet, doamne? Una, da, și am luat 2 bucăți pentru cele 2 corpuri. Bun, mai departe, nu știu ce e asta, hai că sunt curioasă. A, da, știu. Am luat o folie din aceea de sticlă
pentru telefon, pentru Samsung Fold 4, să vedem dacă ne vom descurca să o lipim noi singuri, pentru că două mâini stângi, toți membrii familiei. Cam așa vine pachetul. Și da, avem două folii pentru cele două ecrane de care dispune, pentru cele două jumătăți ale ecranului. Astea sunt foliile, nu am ce să vă arăt mai mult de atât. Și văd că aici avem și șervețele care ne vor ajuta să lipim folia și să îndepărtăm mizeria de pe ecran. Pasul 1 și pasul 2. La pasul 1 avem un șervețel umed și la pasul 2 unul uscat. Bun, ne-am lămurit și cu acest colet surpriză de care nu știam. Nu-mi dădusem seama ce se află exact în interior. Încerc să le pun și la loc, ca să nu mă pierd după aia în detalii. Mai departe, tot pentru... Da, am luat pentru Luca, tot din categoria asta IT, telefoane și altele de genul. Am luat o protecție pentru Apple Watch-ul lui, care arată cam așa și la fel avem cele două șervețele. Acum sper să nu fie foarte gros și chiar cred că este foarte gros, hai să-l scot. Dar nu contează, important este să fie ceasul protejat. Da, mi-ar fi plăcut să fie un picuț mai subțirel, mai finuț, dar ne descurcăm. Nu știu exact, ar costa la noi o minune de asta, ce preț ar avea o husă din aceasta pentru ceas, dar cu siguranță am dat câțiva euro, un euro sau doi pe acest produs. Și ar trebui să mai am niște huse, dar care nu sunt ale mele, tot așa niște carcase din acestea pentru ceas. Doar că nu le găsesc momentan. În fine, trecem mai departe. Aici am luat un set pentru acele diamond paintings pe care le am eu, sau pictură cu diamante, dacă vreți, pentru că în momentul în care vă achiziționați un astfel de set, o să vedeți că aveți multe, multe diamante. Și să știți că m-am gândit eu că m-ar ajuta foarte tare cutia care se află în această pungă și pe care încerc să o desfac. Ia să vedem. Avem mai multe, avem o întreagă trusă pentru un artist de pictură în diamante. Cam așa arată cutia și cred că sunt individuale, nu chiar individuale, dar avem așa. În recipientele acestea putem pune diamantele sau pietricelele și le putem lua mult mai ușor de aici, le putem stoca mai bine pentru că întotdeauna rămân și niciodată nu știi de ce ai nevoie. Apoi, ce mai avem? Avem felul următor. Ok, am niște instrumente din acestea clasice. Să știți că în fiecare set pe care îl cumpărați de pictură din aceasta cu pietricele, o să găsiți un astfel de instrument. Și în vârful lui veți pune ceara. Ceara de obicei este roz, din ce am văzut, doar că aici văd că este... nu, astea sunt ceva. Uite, ba da, roz, e portocalie, în fine. Cam așa arată ceara, înfigeți un pic chestia asta în ceară și apoi vă ajută să luați pietricelele. Se lipesc practic de aici, în momentul în care le puneți pe pictura respectivă, vor rămâne acolo. Dar o să vedeți că am mai luat eu un instrument, vi-l arăt imediat. Ei, uite, asta nu-mi dau seama exact pentru ce e și cum... ba da, cred că îmi dau seama să pun din pliculeț în alt pliculeț, pentru că am primit și un set aici de pliculețe. S-ar putea să ne ajute în acest sens, dar nu înțeleg spiralele astea pentru ce sunt. Poate mă luminați voi. Un instrument de acest gen. Două. Avem două. Super. În ele vom pune pietricelele pe care le folosim în momentul respectiv și efectiv facem așa și luăm de acolo mai ușor. Ăsta este un instrument cu ajutorul căruia putem presa mai bine pietricelele și să ne asigurăm că sunt foarte bine lipite. Avem și o pensetă. Ok, asta nu știu cât de bine va apuca. Nu știu dacă vă dați voi seama că nu e... E destul de mobil așa și nu știu cât ne va ajuta, dar și pietricelele sunt ușoare, ar trebui să fie în regulă. Încă un instrument de acest gen, un creion și sticăre, pe care putem scrie cifrele și apoi fiecare sticker poate fi lipit pe o cutiuță de acest gen. Așa că mi-am luat un set, timp să am și nu o să am, garantat, pentru că nu mai este atât de mult, o lună și începe vlogmasul și timpul meu va dispărea efectiv, dar nu-i nimic, pentru că îmi face plăcere și abia aștept să începem și vlogmasul. Ok, sper să găsesc, da, uite, pentru că am vrut eu ceva mai deosebit decât astfel de creioane, am găsit chestia asta care seamănă cu un pix și l-am luat așa mai grăsan,
că am zis că o să stea mai bine în mâna mea, cam așa arată, dar principiul, dacă vedeți, este același ca la celelalte, îmi venea să fac așa, ca la celelalte creioane, însă cred că îl voi ține mai bine în mână și, în general, atunci când scriu îmi place să am pixuri și creioane un pic mai groase, nu știu de ce, am impresia că priza este mai bună, dar ca idee să știți că găsiți și așa ceva pe Shein. Ce Dumnezeu nu găsim pe Shein? Bun. Cred că până la urmă ce am luat aici? Oare am luat și un set? O pictură din aceasta, sincer, nu știu ce e aici. Chiar nu-mi dau seama. Hai să descoperim că nu mai țin minte. Eu zic că am scos din coș. Știu că aveam în coșul de pe Shein un set din acesta pentru pictură cu pietricele. Dar eu zic că l-am scos și pe cuvântul meu, dacă știu ce se află aici, habar n-am. Nu. No. A, nu te cred că așa arată. Nu. Era... Este o chestie pentru Crăciun. Care eu mi-am imaginat, bine, dacă aș fi citit mai atent, probabil aș fi văzut. Mi-am imaginat că este... A, ba, nu, mă! Nu, 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 gata. Da, nu e bine. Hai să vă explic. Am vrut să iau la un moment dat niște bannere din acelea pe care să le pun acolo, la lustrele mele, alea două de lângă șemineu. Doar că știam că le-am scos. Dar am uitat că am comandat acest autocolant pentru geamurile care duc spre spatele casei, practic. Și, Doamne, ce mari sunt, cred că de-aia am crezut că sunt bannerele, pentru că mi se par foarte, foarte mari. Nu mă așteptam să fie atât de mare acest sticker și ar fi trebuit să fie două. Eu totuși sper că am două, pentru că am două geamuri. Mai am una? A, cred că nu. Cred că nu. Oare sunt două aici? Nu. Am luat doar una. Stați un pic să mă asigur ca să știți. În cazul în care vreți să vă comandați, da, e doar un sticker. Ok. Asta e. Poate fi în celălalt colet, dar mă îndoiesc, pentru că dacă a venit de la același producător, ar fi trebuit să fie în coletul acesta. O să verific și în comandă, să văd câte am comandat. Dar da, mi-ar fi plăcut să fie două. În fine, asta e, să vedem. Poate mai plasez o comandă, nu știu dacă mai am timp și oricum nu prea mai am ce să iau, zic eu. Uite, am mai găsit niște rezerve, deci avem 16. Am zis bine? Da, 16. Mai departe. Ce mai avem aici? A, fiți atente, ce am găsit. Știți că, cred că anul acesta, când m-am vopsit eu în februarie, în fine, nu mai țin minte, îmi pusesem niște fire din acelea aurii. Și mi-aduc aminte că atunci când m-am vopsit, am dat pe un fir, parcă 10 lei, ceva de genul, nu mai rețin. A fost ceva. Bine, era și la început, în fine. Și am găsit eu, pe Shein, fire, dar care teoretic nu trebuie să le legi individual, pentru că trebuie să te pricepi ca să legi firele alea, se face un nod special, uite, da. Dar am găsit cu astfel de clipsuri și cred că așa ocazional merg puse, mai ales la ocazii. Stați un pic să... Hai să le desfac să vi le arăt, cu toate că nu știu cum o să le mai pun înapoi. Asta e problema majoră și nu o să am nici cum să vă arăt cum vin în păr. Dar măcar să vedem cât de gros este. Ce-am făcut aici? A venit Crăciunul! Sper să nu le încurc. Mi-aș dori foarte tare. Hai să desfac una. Să vedem. Ah, ce bine. Bine că sunt doar câteva fire pe fiecare clămiță dintre aceasta, pentru că se vor vedea bine decât dacă ar fi mai multe. Gândiți-vă că în părul desfăcut, astea cu siguranță se vor vedea mult mai bine decât se văd acum pe părul meu prins. Dar una peste alta, firele să știți că sunt exact ca acelea pe care le-am avut eu și să știți că sunt încântată. Băi, chiar sunt încântată de astea și mă bucur. Le-am încurcat un pic, dar... se vor descurca și mă bucur că nu mai trebuie să facem noduri și că le putem da jos, le putem pune înapoi, deci este super ok din punctul acesta de vedere. Acelea cu nod, să știți că rezistă în funcție și de cum vă pieptănați, ca să fiu foarte sinceră. Dacă dați cu peria în mod constant, nu vor rezista. Așa le punem pasea, le dăm jos când ajungem acasă și totul este perfect. Mai departe, aici mi-am luat o husă pentru pensule. Pentru momentul în care o să plec în călătorii și, nu știu, mă gândeam să pun pensulele separat ca să nu stea
la un loc cu alte produse să se contamineze. Ca să ne exprimăm așa în termeni mai academici, cam așa arată suportul, este din silicon și este destul de generos ca dimensiune, astfel că zic eu că ar încăpea suficient de multe pensule și mai lungi și mai subțiri. Stai că m-am blocat un pic. Nu știu exact cum pot să folosesc chestia asta, adică se închid sau... Da, nu mă prind. În fine, probabil în momentul în care va fi el plin, se va mai va sta mai bine și nu am impresia că vor cădea pensulele de aici. Asta este ideea. Dar nu înțeleg rostul chestiilor ăstora. Vedeți? M-am gândit inițial că se pot pune una în alta, dar nu este vorba despre asta, în fine. Poate mă prind la un moment dat, dar una peste alta, mă gândesc că va fi un produs foarte util atunci când plecăm sau, de ce nu, chiar și când stăm acasă, pentru că astfel protejăm pensulele de praf și nu mai stau așa în suporturi din acelea deschise. Mai avem un de-asta. Ok, bun. Am luat să fie, ca să mă asigur că nu mai pun o comandă prea curând. Ce mai avem? Ăsta nu mai știu ce este. Nu. Și de ce scrie MLMK? Chiar nu mai știu ce este ăsta. Hai să descoperim. Produs de make-up, mă gândesc eu, că ar trebui. A, nu, gata, știu ce este. Arată cam așa și într-o parte ar trebui să am cutter, dacă mi-amintesc eu corect. Așa ar trebui, da. Uite, aici am cutter, care nu cred că stă, ca să fim siguri că nu ne rănim, ci trebuie să ținem noi ridicat butonul acesta. Și în partea aceasta, și o să și încerc, dar stați să văd pe ce. În partea aceasta am ca un fel de marker, care teoretic îți acoperă datele. Uite, hai să încerc pe cutia asta mare. Pentru că ați văzut că se mai întâmplă, gen cum s-a întâmplat și acum, să mai arătăm cutii la cameră pe care se vede adresa sau, mă rog, numele. Funcționează! Nu te cred! Uite, o să vă arăt și vouă, dar stați așa. Doamne! Stați să văd dacă mai am ceva detalii pe aici. Nu cred că mai am. Aici erau trecute numele, adresa și, mă rog, informații despre mine. Dacă vedeți voi, aici avem informații de la expeditor și o să vă arăt în direct cât de tare este chestia asta. Și o să vedeți cum dispare. Ați văzut? Foarte tare. Deci era mega util un astfel de instrument ca să mă asigur că dau pe colete înainte să le arăt. Pentru că știți că mie îmi place să vă arăt așa coletele nedesfăcute ca să descoperim împreună și să avem reacții la cald. Bun, ce mai avem aici? Mi-am mai luat niște creioane. Astea cred că oare le-am comandat? Nu, le-am comandat după ce am luat acele carioci de pe EMAG. Dar nu știu care a fost raționamentul din spatele acestei decizii. Ah, ba da, gata, mi-am amintit. Sunt cu sclipici. Nu sunt așa niște culori oarecare, sunt cu sclipici. Și le-am luat ca să completez acel set, să avem și creioane cu sclipici. Dar mi-aș dori foarte mult o hârtie. Pe carton nu cred că se va vedea, e cam hârtia asta aici. Sunt curioasă. Nu scrie. S-ar putea să nu scrie fiind... Mă, trebuie să apăs ceva, nu? Stați că am niște... A, ok. Trebuie să apăs de ăsta în jos. Teoretic. Să amestec. Și acum ar fi să mă umplu toată de auriu. Și apoi să apăs. No. Nu vrea. Și nici nu văd să se fi înmuiat vreun pic vârful. Eu totuși sper să funcționeze. Uite, o să mai iau o cariocă, să o mai încercăm. Poate are asta un defect și nu... A, gata, gata. Hai măi că funcționează. Ce bine. A, sunt... da. Este genul acela de cariocă. Da, uite, acum nu mai vrea să mai scrie. Trebuie să ținem un pic apăsat până când se înmoaie vârful. Care lasă așa un model... metalizat. Nu știu cât de bine o să vedeți voi. Cu siguranță le-ați văzut și pastea pe tot felul de site-uri de la noi. Se numeau într-un fel glitter markers sau ceva de genul acesta și să știți că îmi place cum se vede.
Dar trebuie să ținem cont că și hârtia asta este lucioasă și nu ne ajută foarte mult. Avem un set multe culori, 24, mai corect, outline pen s-ar numi, rezistente la apă și la razele UV, până și cariocile sunt rezistente la razele UV, acoperă bine, exceptional coverage, zic aici, și cam astea sunt toate culorile, dar v-am zis, o să vă las eu o poză ca să vă fie mai ușor să le identificați, în cazul în care sunteți și voi artiști wannabe, așa ca mine. Bun. Hai că nu mai avem foarte multe în punga asta, dar este o comandă mare și când zic, când pun acolo în titlu haul uriaș, haul imens, Shein, nu glumesc. Să știți de la mine că eu nu glumesc. Bun. Ce mai avem? Am luat, cred că, niște pixuri care zic eu că sunt normale, scriu albastru, dacă mi-amintesc corect, dar sunt foarte drăguțe în stilul kawaii. Cam așa arată unul. Hai să vedem, să-l încercăm și pe el. Asta, că avea o protecție în vârf. Ok. Negre cu gel, aș zice. Uite. Cam așa. Stați un pic să... A, îmi place mult cum scrie. Parcă te ajută să scrii așa un pic mai caligrafic. Bine, nu o să pot să scriu pe o hârtie cu bule, dar ați înțeles ideea. Acum sunt curioasă să văd dacă sunt toate negre. Uite, o să mai iau unul. Hai să le scot pe toate ca să vedeți modelele. Mă bucur că nu sunt la fel. Deci nici măcar unul nu este la fel cu celălalt. Cam așa arată. Hai să mai luăm unul. Să vedem dacă este tot negru. Nu scosesem bine. Da, tot negru. Deci e clar că toate sunt negre. Dacă reușim să găsim și două albastre, ar fi perfect. Dar să știți că îmi plac foarte, foarte mult și le recomand. Am mai luat un accesoriu pentru păr și uite, poate mi-ar fi stat bine cu el. Am luat o bentiță, dar, măi, dacă aveți, sau, nu știu, vă spun o glumă, dacă ați trăit cu Scooby-Doo, cu Louie și așa, sunteți bătrâni și sigur știți bentițele astea, că au existat și pe vremea când eram noi mici. Mă ajută foarte mult zimții aceștia, pentru că mi s-a mai întâmplat să mai pun bentițe, să se lase, să mai iasă tot felul de fire. Uite, acum nu știu dacă o să pot să o pun. Hai să încercăm. Și probabil mi-am stricat freza. Stă foarte bine și nu cred că ar durea foarte tare aici în spatele urechii și mi se pare foarte drăguță. Dă Doamne să nu fi stricat nimic. Da, evident că am stricat tot. Dar măcar ați văzut așa cum se vede în păr și v-am zis, cred că zimții aceștia ne ajută foarte mult să țină părul la un loc, iar aici în capăt are așa ca o bandă cu sclipici. Iar ea are ca un fel de catifea, pluș, aș zice mai degrabă. Da, îmi place asta. Chiar îmi place. Abia aștept să o port. Sunt mulțumită de cum arată și cum se prezintă. Ce am mai luat? Am mai luat un cleșe de păr. Am luat multe produse pentru păr. O să vedeți voi în poza pe care o să o las aici cum se folosește. Aolo, dar ce greu funcționează. Măi, tot nu regulă aici? Sper. Trebuie cumva când prins părul. Ia să încercăm. O să stric freza până la final, vă zic, stați să dau cleștișorul acesta jos. Destrângi cumva părul aici și pui... Au, ce înțeapă! Și pui cleștele ăsta așa și nu știu ce am făcut, dar mă rog, prindeți voi ideea și se vede cam așa. Poți să lași mai puțin păr aici și mai mult în partea de jos și se va vedea cam așa. Sper că ați văzut, pentru că eu nu am văzut nimic din ce am făcut. Și să știți că mi se pare că strânge foarte bine, doar că înțeapă foarte tare zimții ăștia, adică un pic de armă albă. Dacă vă supără cineva, sunteți singure pe stradă, pac, îi dați un crește din ăsta și ați rezolvat problema. Este dintr-un metal destul de greu, cleștele, dintr-un auriu... Nici prea prea, nici foarte foarte, în sensul în care nu pare extrem de chicios. Și ceva s-a deplasat de aici, dacă vedeți. Nu știu ce e asta, în fine. Una peste alta pare să fie ok și el, dar mai mult îmi place bentița. Nu că ar suporta comparație cele două accesorii, dar ca să știți, calitatea bentiței mi se pare mai ok decât acest clește. Și mi-am tras vreun fir de păr pe aici, că mă doare. Bun, mai avem ceva pentru păr? Hai să vedem. Da, mai avem, normal că mai avem. Ba nu. Nu știu, Doamne, iartă-mă. Astea sunt alea. Ok. Măi, am găsit accesorii pentru Adidas.
țineți-vă bine, pe care le puteți pune practic pe șnurul Adidasilor. Dacă aveți, de exemplu, o pereche de Adidas simpli într-o singură culoare și vreți voi să le dați așa un touch al vostru, puteți pune chestiile astea pe șnur. Arată bine? Da. Ținând cont că le vedem de la depărtare în picioare, să știți că arată foarte bine. Am luat un set așa cu auriu și cu pietricele roz. Am mai luat un set auriu cu pietricele albe și cred că le putem pune așa una lângă alta. Și mi-am luat și ceva mai extra, pentru că trebuia și ceva mai extra, nu? Cu pietre multe. Am luat acest set care conține chestia asta. Nu pot să zic că mă dau un vânt după ea. Trebuie să recunosc. Apoi o mai am și pe aceasta. Cum ar fi să port asta la mână? Nu s-ar vedea rău. Cam așa arată. Nu e rea. Și o mai avem și pe aceasta. Uite, asta pare... Astea două mi se par ok-ish. La asta nu prea îmi place modelul de aici, așa în multicolor. Dar s-ar putea ca pe Adidas să se vadă bine. Și stai că mai am ceva. Să văd care e. Cred că acesta este. Da, asta ar trebui să fie. Două lanțuri care se pun așa în spatele pantofului la care voi vreți să le, așa, să le atașați. Cam așa arată. Măi, auriul este un pic cam prea auriu, dacă observați, dar poate de la distanță nu o să se vadă rău. Și se prind de, cred că de șiret și vin așa cumva în spate. Cred că vă puteți imagina, dacă nu vă dați sigur seama din poză. Dacă vă prinde ploaia cu un astfel de accesoriu pus la pantofi, nu știu cât vor rezista, pentru că par dintr-un material așa care nu o să reziste prea mult, dar pentru câteva purtări poate va fi în regulă. Bun, cred că mai am și niște chestii pentru păr. N-am terminat. Sigur, sigur. Uite, o altă chestie care nu știu ce e, în fine. Ok, asta e altceva. Sper să mai văzut ceva pentru păr, gata. Și asta poate o să pot să testez fără să mai îmi stric ceva. Știți voi hozile alea, acele ponytail-uri, care, măi, stau cumva așa, deci se văd atât de bine. Și în acest sens, am găsit minunea asta, care sunt tare curioasă să văd dacă funcționează. Știu că vă foșnesc, îmi pare rău, dar asta este situația. Arată cam așa. Dacă vedeți, are niște multe, multe pietricele. Și din ce am văzut eu, se pune cumva aici. S-a ridicat un pic? Asta nu știu dacă am prins-o foarte bine. Gata, acum cred că e bine. Stă mai ridicată? Cred că da. Cred că stă un pic mai ridicată coada. Dar nu știu cum s-o prind să stea și mai ridicată. Uite, ceva de genul acesta. Eu zic că arată bine, nu? Voi ce ziceți? Interesant. Mă așteptam să strângă mai mult și să ridice un pic mai mult. Dar una peste alta, cred că e ok. Hai să o lăsăm în păr. Acum, asta nu o să desfac pentru că este o carcasă din aceea de protecție pentru o prietenă dintre ale mele. Este pentru un Samsung Watch 4 sau 5 de 44 de mm, dar uite, acum când mă uitam la ea, văd că i-a căzut o pietricică de aici. Acum, na, eu o să-i dau produsul prietenei mele și decide ea ce face cu el mai departe, însă să știți că există și astfel de produse. Am luat minunea asta, care este un creion pe care îl puteți folosi la rosturi. Ați văzut că în timp aveți, nu știu, de exemplu, gresie, care are rosturile acelea albe. În timp, rosturile respective se mai îngălbenesc. Astea, acest creion, de fapt, teoretic ne va ajuta să facem kitul acela să devină alb din nou. Ceramic Tilt Marker, Tile Marker, pardon. Cu vopsea, mă rog, sau cu cerneală, ei spun ink, cu cerneală albă. Nu știu pe ce să încerc și nu cred că vreau neapărat să încerc. Funcționează pe același sistem, trebuie să apăsăm. Da, uite că funcționează. Sper să nu curgă ceva. Cam așa. O să folosesc la rosturi pentru că am câteva rosturi care s-au cam îngălbenit și vedem dacă funcționează. Și stați un pic, că am pierdut ceva. Gata, am revenit. Mai pierdusem un vârf pentru că vine și cu vârf de rezervă. Bun, ce mai avem aici?
Mi-am luat un breloc. Inițial l-am luat cu gândul de a-l pune la geanta aceea mea de la polen, dar la care am pus între timp brelocul de la furla. Hai să vedem totuși cum arată, că-i găsesc eu un loc. Adică mie îmi place să atașez tot felul de accesorii la genți. Un pic prea auriul, dar per total n-arată rău. Este așa cu perluțe, are lanțul acesta, mai are o inimioară aici, dacă o vedeți. Încă o buburuză mică și cam atât. Arată așa, măi, nu e rău, chiar nu e rău. Dacă se și așează un pic lanțul acesta mai lung, e ok. Eu zic arată bine. Ce mai avem? Mai avem în felul următor. Nu știu ce se află aici, chiar nu îmi dau seama. Și deja încep să-mi pierd cutter-ul, pentru că nu vreți să știți ce se află în jurul meu. Riscul meseriei. O să fie un clip lung, pentru că mai avem o cutie de desfăcut. Da. Este suportul meu pentru telefon, pentru mașină. V-am zis despre el, v-am zis că mi-am comandat. Acum sunt curioasă să văd și cum va funcționa. Sper să nu prind urechile cu el. Ia să vedem. Eu mi-am luat unul care să se rotească foarte mult și să nu stea fix, pentru că v-am zis că la mine la mașină este un pic mai complicat. Deci ăsta o să vină așa pe grilaj, zic eu. Așa. Iar ăsta, da, se rotește. Ar trebui să fie ok. Și aici avem magnetul care se va lipi de telefon. Bun. N-am ce să vă zic mai multe, pentru că trebuie să văd exact dacă se potrivește la mașină. Cred că mai am un singur produs în punga asta și am terminat. Tot ceva pentru mașină. Mi s-a părut foarte drăguț. Am luat doar una ca să vedem cum e și dacă îmi place, o să mai comand. Nu miroase foarte rău. Este o pernă care se prinde de tetieră. Am luat-o pentru tetiera mea, pentru tetiera șoferului, pentru că mai sunt momente când stau la semafor și mi-ar plăcea... ce moale e! Chiar e faină! Mi-ar plăcea să mai stau așa un pic cu capul sprijinit. Arată bine, zic eu, este așa, ca un ursuleț de pluș. Și avem acest elastic cu ajutorul căruia se atașează de tetieră. Acum, o să opresc un pic filmarea, pentru voi nu contează, o să revin în fix o secundă, dar vreau să strâng un pic pe aici prin jur și revin imediat. Gata, mi-am făcut cât de cât loc ca să trecem și la ultima cutie. Să știți că din cine amintesc eu, aici nu sunt foarte, foarte multe produse precum în punga asta, dar sunt mai voluminoase. Și nu vine să cred că am făcut chestia asta, dar i-am luat lui Luca o lenjerie de pat și sunt super curioasă de material. Deci, super curioasă, pentru că prețul a fost unul foarte bun. Hai să vedem și cred că este prima pusă aici. Da. Mi se pare că am luat doar pusa pentru pilot și două fețe de pernă și evident că este un set cu Harry Potter, pentru că nu se putea altfel. Ce fin este! Ce fin este! Doamne, nu vine să cred! Ok! Da, am și puse. Am și fețe de pernă, pardon. Sau am doar pusa de pilot. Nu putea să fie totul până la capăt bine, nu? Nu cred că mai am pe aici. Mă rog. O să punem alte huse. Îmi pare rău. Mai ies din cadru pentru că aș vrea să vă arăt... Am și huse, yay, pentru perne, cam așa arată, 50x70, mi-amintesc eu că am încercat de fapt să mă apropii de dimensiunea asta, pentru că nu sunt exacte, cam așa arată fețele de pernă și îmi place foarte mult, dacă o să vă dați voi seama, dar este foarte, foarte fin materialul și sincer nu-mi vine să cred. Asta merge la spălat, ia să vedem, cea de-a doua față de pernă este cam așa. Scrie aici Harry Potter. Abia aștept să le pun. Și o să încerc să vă arăt așa cât de cât să vedeți printul, pentru că mai mult o să vă dați seama din poză. Cam așa arată. Foarte drăguță. Foarte, foarte drăguță. Uite. Ca să vedeți voi foarte bine și să vă faceți o comparație cu poza pe care cred că am lăsat-o și sper deja pe ecran. Și cred că poate fi purtată și pe partea cealaltă. Da. Că arată așa pe spate. Dacă ne dorim un print mai simplu, putem să o punem pe partea cealaltă. Super! Deci, îmi place. Chiar îmi place. Mai departe. Ce e asta? Asta am luat-o pentru gaz, pentru că aveam niște recipiente în care țineam mâncarea lui și trebuia să iau așa cu o cană și, mă rog, era un pic mai complicat. Și m-am gândit că
minunea asta mă va ajuta. De ce? Arată cam așa, este un recipient simplu. Bine, fiecare îl folosește la ce consideră, dar eu m-am gândit că mi-ar fi util pentru gaz. Sper să stea capacul ăsta aici. Da, hai că stă. Pentru că... sau nu? Stai. Stă, dar nu, să știți că nu. Gata, trebuia să-l împing eu mai bine. Pentru că m-am va ajuta foarte ușor să torn așa boabele lui în castron. Nu știu, puteți să-l folosiți pentru detergent. De ce nu? Dacă luați saci mai mari, puteți să puneți direct în acest recipient. A, uite, avem și o chestie gradată în interior. Deci foarte utilă minunea asta. Am luat ceva și de make-up, pentru că nu se putea altfel. Hai să vedem ce am luat. Cred că Complex Boost Concealer. Ok, este un concealer. Mi se pare că l-am văzut eu lăudat, că altfel nu mai știu de ce l-am luat. Cam așa arată ambalajul. Știți că mie îmi plac produsele de la Shiglem, nu am avut probleme de la ele, nu s-a întâmplat absolut nimic. Ok, arată bine ambalajul. Aha. A, și de aici nu se deschide, de aici pur și simplu rotim. Seamănă cu acela de la Maybelline. Hai să încerc să scot niște produs ca să îl pun un pic pe mână. Și probabil va dura ceva. O să încerc să îndepărtez un pic de microfon. A, este, da. Este genul acela de produs care seamănă cu cel de la Catrice, dacă vă aduceți voi aminte. Este albicios roze, așa. Sunt curioasă cum se va comporta, dacă se va strânge și el în liniile fine. Poate totuși nu. Cam așa se vede și pe burețel. Cu toate că, sincer, pare să se strângă în liniile fine. Dar, în fine, îl vom testa și vom vedea. Bun, ce-am mai luat? A, minunile astea, cred că toată lumea și le comandă, pentru că toată lumea mi le recomandă. Sunt ca, nu o să-l mai desfac acum, sunt ca niște căști de baie care se pun pe farfuriile cu resturi de mâncare, ca să nu miroasă în frigider și ca să se mențină și alimentele mai bine. 100 de bucăți, cred că sunt într-un set. Apoi, ce-am mai luat? Stați că mai am chestii mici. Tot de la Shiglem. Dar ce-am luat așa mare? Căpun de ten? Eu zic că nu. A, body highlighter. Da. Știam că nu mai întrebe mie fond de ten de pe Shein. Tot de la Shiglem. Am luat în nuanța Eros. Este un arămiu acesta. Mai aveau și auriu și argintiu. Stați. Băi, îmi plac foarte mult ambalajele de la Shiglem. Adică nu par atât de ieftine precum sunt, de fapt. Hai. Mamă, câtă cantitate! O să avem ceva de lucru cu el. E, uite, capacul ăsta nu pot să zic că mă dau un vânt după el. Dar hai să vedem dacă are miros și cum se vede pe piele. Ok, sper să nu fi pus prea mult. Are un miros așa, ușor pudrat. Uitați-vă ce pe mâinile mele. Wow! Ok! Arată bine. Știți pentru ce l-am luat eu mai mult? Pentru picioare. Vara. Vine Crăciunul, vine iarna, dar eu mă gândesc la vara următoare. Chiar cred că o să arate foarte bine. Acum, mi-e un pic teamă să nu fie uleios. Pentru că așa îl simt pe mână. Dar poate s-o absorbi. Trag și o speranță. Dar arată foarte, foarte bine pe piele. Da, un pic uleios în schimb. Și sunt curioasă cât de bine va rezista, hai că pare să intre totuși uleiul în corp. Sunt curioasă cât de bine va rezista sclipiciul acesta la transfer. Una peste alta nu e un produs rău, dar rămâne de testat. Mai departe, ce mai am aici? Hai că nu știu ce e asta. A, da. Am luat o husă pentru canapea, pentru că se urcă gaz și a început să-mi agațe canapeaua și nu-mi place deloc acest lucru și m-am săturat așa cumva să zic, stai doar în colțul tău, stai doar pe păturica ta. Am zis să iau totuși o husă, să vedem cum arată, cum se prezintă. Părea foarte pufoasă și ok în descriere, dar ce Dumnezeu nu arată bine în descriere, nu? Și l-au împachetat de la uzăpăcit. Hai să văd dacă reușesc să-l desfac. Gata, am reușit. Da, într-adevăr, pare pufoasă. Sper că am luat și dimensiunea care trebuie. Cam așa.
și pare destul de groasă. Aici cred că este ceva antiderapant, sunt niște biluțe din acestea. Am luat, uite, nu mai știu ce dimensiune am luat, ceva 2 pe... Nu mai rețin, chiar nu mai rețin. A trecut ceva timp de când a venit comanda la mine și cam așa se vede per total. Eu zic că nu e rea. Nu miroase rău, rău. Are un miros un pic. Nu știu dacă să o spăl sau să o pun. Sau să o las un pic la aerisit. Da, cred că asta o să fac. O să o las un pic la aerisit și o să o punem după aceea. Nu cred că o să puteți vedea pe toată, dar o să o pun eu pe canapea și o să vă arăt apoi ca să vă faceți o idee. Să știți că sunt mulțumită și dacă nu vă place culoarea aceasta, găsiți pe mai multe culori și pe mai multe modele, dacă intrați și căutați după denumirea pe care ați văzut-o în poză. Mai departe, mi-am luat o lampă de unghii. V-am zis eu că aici, în cutia asta, sunt produse mari. Asta părea cea mai ok de pe tot site-ul, pentru că asta pe care o am eu acum a început să facă puține figuri și am impresia că nu mai usucă. Lămpile astea au de obicei și ele o durată de viață și trebuie schimbate LED-urile. Nu o să stau să schimb LED-uri la o lampă pe care am dat, nu știu, câțiva zeci de lei. Am hotărât să iau alta, care arată așa ca un OZN și avem priză. Asta înseamnă că trebuie să stau... asta nu e bine. Că trebuie să stau conectată cu ea, am impresia. Nu cred că funcționează fără a fi în priză. Nu. Din păcate, nu. În fine, arată cam așa. V-am zis, cam ca un OZN. Avem timer 10 secunde, 30, 60 și 99 de secunde. Modelul pentru ea fiind Sun X11 Max. Acest an X11, v-am zis, este cea mai puternică lampă pe care am reușit eu să o găsesc pe Shein. Dacă voi găsiți mai puternice de atât, îmi spuneți și mie. Aveți mânerul acesta aici, pe negru și mi se pare că mai era pe roz, dar am preferat în culoarea aceasta. Rămâne să vedem dacă și usucă bine oza. Și cred că mai am două produse și am terminat. Ei, nu știu ce e asta. Chiar nu știu ce e. Tot ceva de la Shiglem. Go Go Glow Highlighting Body Mist. Dar de ce arată așa într-o cutie dreptunghiulară atât de mare? Nu știu. Hai să vedem. Uite că am uitat că am comandat așa ceva de pe Shein și mi-am luat și spray-ul acela cu sclipici. A, da, gata, mi-am amintit. De la Bath & Body Works, dar nu, asta este altceva. Este altă mâncare de pește. Cam așa arată. Și o să renunț la ambalaj pentru că n-are rost. Este practic, mai țineți minte parfumurile acelea de pe vremuri? Fix așa arată și ăsta. Ia stați să văd dacă reușesc să-l scot totuși de aici. Ok, hai că am reușit. O să-i scot și chestia asta. A, hai să-l punem pe concealer. Stați că trebuie să focalizăm un pic. Vedeți? Acum vedeți. Și zboară sclipici peste tot prin camera asta. Da, pare interesant. Acum sunt curioasă dacă se lipește de piele. Da, pare tare. Oare stă la locul lui? Nu știu ce să zic. Dar ce putem face? Zic eu, punem... Da, uite, s-a absorbit și uleiul din highlighterul acesta lichid. Sau, deci voiam să zic că punem mai întâi acest highlighter și apoi cât rămâne lipicios, dacă nu suntem mulțumite de cantitatea de sclipici pe care o avem pe corp, presărăm și chestia asta. Sau mai era o variantă să îl punem așa, efectiv, pe decolteu. Dacă se vede ceva, nu-mi dau seama. În schimb, văd mulți sclipici care zboară pe aici. Aveți o cantitate mare, aș zice eu. Rămâne să vedem cum se comportă și el, dar asta la vară, pentru că nu cred că o să mai folosesc eu prea curând produse de genul, pentru că nu se văd, da? Deci sunt în continuu îmbrăcată. Se întunecă. Bun. Ultimul produs. Că n-am putut să mă abțin, i-am luat și lui Gaș ceva, ca să renunț la păturica aceea pe care o are. I-am luat și lui ceva mai confortabil. Poate e mai mult drag să stai acolo și nu mai vine peste noi. I-am luat o salteluță. Care arată cam așa. Acum vreau să văd și cât de lungă e. Hai, te rog, fi mai lungă de atât. Please. Ea părea des... Ah,
Stați mai. Ba da, gata, m-am liniștit. M-am liniștit, cam așa. Dar cred că trebuie să o pun... Nu știu de ce e materialul acesta, dacă vedeți voi, antiderapant pe interior. Eu zic că ar fi trebuit să fie fix invers. Oare pot să întorc? Ah, hai con, da. Era un pic analogic. Cam așa arată. Și îmi place. Îmi place mult de tot. Este suficient de lungă pentru un armăsar precum gaz. Cam așa de lungă. Și arată bine. Se va potrivi cu acele culori pe care le avem noi pe canapea. Și chiar arată... Sunt mulțumită. Adică, da, arată bine și cred că se va combina foarte bine și cu husa aceasta pe care o am pentru... Canapea! Și am terminat! Ah, sunt încântată! Am mici emoții cu unele produse, cum ar fi acel aparat cu impulsuri electrice pentru mușchii noștri, dar una peste alta să știți că sunt mulțumită de comandă. Nu pot să zic că avem așa failuri, chiar nu. Sunt foarte curioasă și de comentariile voastre, de impresiile voastre, pe care o să am rugămintea să le lăsați în secțiunea de comentarii, să vedem ce mai descoperim împreună pe acolo, în cazul în care ați încercat produse, evident. Dacă nu, lăsați-mi întrebări și vă răspund cu mare drag. Nu o să mă mai lungesc pentru că o să iasă un clip destul de lung. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție și ne vedem luni, cel mai probabil cu un giveaway, așa că o să am nevoie de susținerea voastră în continuare. Mulțumesc tare mult, să aveți un weekend absolut minunat! Pupici!